Bună ziua, dragilor, și bun găsit la treaba cu Profona. Iată, din nou, la treabă. Așadar, punem și facem așadar, geometrie, facem, da? Geometrie. Poftiți. Hai să ne ducem la 5 lei, da? Nu, la întrebare, zi, da? Uite, am dus și am la întrebare, o altă problemă. Fie AC intersectat cu BD, egal cum se afla din punctul O. Deci AC, segmentul AC, intersectează BD, așa, și egal cum se afla din punctul O. Așa încât acest fi perpendicular pe BD. Deci, nu oricum, AC perpendicular pe BD. Da? Așa scrie perpendicular, da? Da. AC perpendicular pe BD. Și O, mijlocul lui AC. Deci, O aparține lui AC. Așa. O aparține lui AC și mijloc. Adică ce spunem noi? AO congruent cu așa cât AO congruent cu OC. Și când zici congruent, punem segmente. OC. Adică zice că O să fie mijlocul lui AC. Cu N, un punct pe, pe dreapta AD. N, un punct pe AD. Pe AD. Să se arate că triunghiul BAC, mai multe întrebări acum, în concluzie. Prima întrebare, să arătăm că triunghiul BAC este isoscelă. Triunghiul BAC. BAC, isoscelă. BU. Distanța de la O la BC. Distanța de la O la BC. Egal cu distanța de la O la D. Egal cu distanța de la O, A, A, D. Și C. Punctele M, O, N. M, O, N. Coliniare. Deci, repetăm. Trebuia O, C. A, O și O, C. AO congruent cu OC. Da, OC. Corect. Bine, bine observat. Deci, fie AC și BD, două segmente care se intersectează în punctul O, așa încât AC să fie egal cu BD, iar O mijlocul la AC. O să iau așa, pe AC, uite așa, segmentul AC. O mijlocul lui AC. Iar pe AC, după BD, perpendicular. Uitați așa. B, D. B și D aici. Nu mai spune că O este și mijlocul lui BD. Da? Vedeți, nu spune că O este mijlocul lui BD. Și nu am luat așa, B, O, cât O, O, D. Deci am evitat să iau așa. Bun. Din O se coboară din O, am șezărit în părțea. Din O se coboară O, E, pe perpendicular pe BC. O, așa. Deci mai adăugăm aici în ipoteză. Mi se pare că nu includ nicio legătură și eram așa cu dezeziu. Din O se coboară O, E, deci spunem O, E. E perpendiculară O, E, pe BC. Și O, E, O, E, perpendiculară pe AD. AD. Unde despre noi aparține lui AD. N aparține lui AD. Deci, din nou, mai întâi perpendiculară pe BC. Din nou, pe BC, care asta este BC. Ca să coboară perpendiculare, cum o fac? Cum duc perpendiculare din OPPC? Dacă am lui Chierlif,
foarte ușor. Nu? Din nou, se rupește livrarea pe pește. Așa. Formeze deci în ordinea drumul cel mai scurt. Deci aici, când îi pică, se fac în ordine grade. Da? Ia uitați. Asta este perpendicularea din nou, pe BC. Zice OIM perpendicularea pe BC. Mânul aici. OIM perpendicularea pe BC. Și ON pe AD. ON e perpendicularea pe AD. Adică unești pe acul D. Uitați asta. Și duc acum perpendiculara din nou pe AD. Așa. N este punctul aici. Marcăm acest lucru cu smoră de gare acolo. Deci din nou perpendiculara pe AD, piciorul perpendicular este în punctul N. S-a arătat că BAC, BAC, BAC este triunghi isoscel. Prima perioadă. Deci s-a arătat că triunghiul acesta BAC este isoscel. Să cercăm la prima întrebare, demonstrația. Pare că triunghiul ăsta BAC ar fi isoscel. Dacă are două laturi de congruențe. Două laturi de congruențe, așa, două laturi egale. AB congruent cu BC. AB cu BC. Cu BC, așa pare a fi. AB cu BC, da. Deci asta ar fi întrebarea. Asta să fie cât asta. Și acum, ca să arătăm că astea sunt egale, ce visăm? Fie triunghiurile. Găsim două triunghiuri, visăm la două triunghiuri. Într-una se intre cine? Într-un triunghi se intre A, O, B și într-una O, B, C. Deci A, O, A, O, B, un triunghi și alt triunghi C, O, B. Și le luăm la comparat, da? Spre comparare. Deci fie triunghi. Fie triunghi. A, O, A, O, B și triunghiul A, B, O, C. B, O, C. Ce putem spune despre cele două triunghiuri? Ce au cele două triunghiuri? Latura comună, B, O. B, O, comună, corect. A, O, cât? O, da. Ce mai au? A, O, congruent cu O, C. A, O, congruent cu O, C. Deci, A, O, congruent cu O, C. Din ipoteză, ce ai mai au ce mai au? Cele două triunghiuri. Au 90 de grade. Care unghi? Care unghi din 90 de grade? O. Citește prin trei dite, dintr-un triunghi. Au A, O, B. A, O, B, B adică ăsta. Da, și cu B, O, C. Și cu B, O, C. Și cu vecinul său. Dar de unde știm asta? De unde știm că este că O este perpendicular pe... Cine? O este perpendicular. Nu, un punct poate să fie perpendicular. A, O, per... D, O perpendicular pe... Nu. D, B perpendicular pe A, C. Uite! Vedând perpendicular pe AC, avem din ipoteză. Deci cum BD, dar o să spunem, noi zicem că unghiul B, O, A, unghiul B, O, A, congruent cu unghiul B, O, C, deci aceste două triunghiuri, aceste două triunghiuri sunt congruente și în paranteză motivăm de ce. Fiindcă AC e perpendicular pe BD. Atunci fac cele două unghiuri din 90 de grade. Și conform cazului de congruență de aici, ce caz de congruență oare să fie la triunghiurile astea dreptunghice? Latură... Latură, latură. Latură, unghi, latură. Nu? Latură, unghi și latura comună.
sau fiindcă îți drept unghice, pe atât de cateta a venit. Da. Da? Puteți zice laturile în banul, nu? Deci laturile, unghi, laturile care în culise înseamnă catete, catete. Pentru triunghiile de frânghice. Atunci triunghiile acestea luate spre analiză sunt concrete. Deci nu ca pe discuție triunghiul A, O, B, e congruent acum a hotărât lucru cu triunghiul B, O, C. Și fiind congruente, toate elementele sunt congruente două câte două. Toate. Toate sunt congruente două câte două. AB congruent cu BC. AB congruent cu BC, sigur că da. AB congruent cu BC, asta din AB cu BC, din ca fiind un alt element, al treilea element, da? Trei sunt folosite aici. Acum ce la alte trei? Și urmă asta, 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 așa asta ne trebuia nouă și cu curăță suntem. Și în continuare mai sunt unghiurile, două câte două. Da, unghiul A, B, O. A, B, O, A, B, O, adică ăsta de aici. Cu congruent cu unghiul O, B, C. Deci A, B, O, cu O, B, C. Dar de ce, de ce l-am luat pe A, B, O cu ăsta? Pentru că A, O se uită la B și O, C se uită la B. Deci A, O, A, O, nu. A, A, B, O. Unghiul A, B, O se uită la A, O. Iar unghiul O, B, A, O este congruent cu C și spre O, C se uită unghiul O, B, C. Da? Deci ne-am așa gândit. Am zis, luat unghiul de aici, între unghiul ăsta. Ăsta privește spre latura O. Latura O e cât O, C. O, C este privită de unghiul de B. Și așa vrea de ce? Din motivul ăsta. Că laturi congruente, înseamnă unghiul congruente. Deci o să spun acum că și în sfârșit ne rămâne unghiul de aici, cât asta de aici, adică unghiul OAB și OAB, OAB, congruent cu unghiul OCB. OCB. Și iată cum am pus și cel de-al treilea element, congruent cu al treilea element, deci toate elemente sunt congruente două de două. Acest lucru este important, da? Și am reușit să punctăm bine chestiunea asta. Punctul A a fost rezolvat. Deci A a fost rezolvat. Acum, ca noutate, ca noutate, într-un triunghi, ăsta isoscel, asta cum se numește ca la niște vârfuri cu mijlocul? Se numește într-un fel. Mediatoare. Și mediatoare, sigur că da. Perpendiculară pe mijloc se cheamă mediatoare. Da. Și și înălțime. Și și bisectoare. Îi de toate. Da? Deci într-un triunghi isoscel, înălțimea este și mediatoare. Și bisectoare. Și mediane, gândește vârful cu mijloc. Deci de toate. Notă, observați. Într-un triunghi isoscel, într-un triunghi isoscel, înălțimea este două puncte. Ce este? Mediană, mediatoare și bisectoare. Mediană, mediatoare și bisectoare. Invers, dacă ne gândim la... Deci este mediană, mediatoare și bisectoare. Dacă privim ca mediatoare, păi și bisectoare și înălțime și din toate, da? Că ele toate se suprapun. Una și aceeași. Nu? Nu așa același segment de fiecare dată. Mergem mai departe. Punctul. Distanța de la O la BC. De la O la BC. Distanța de la O la BC. Prin cine se măsoară distanța? Cum? Distanța de la O la BC. E cam distanța de la O la AD. O la AD. Măi, dar de ce să fie așa? Mincinos este autorul aici. Mai degrabă de la O-N-A-N. Mulgo-N-A-N. Dar cine a spus el aici? Minciune spune. Mon. Deci el spune așa. Distanța de la O la BC, care am dus-o? E O-M. Da?
Egal distanța de la O la AD. Păi nu mi-au zis că BO ar fi cât o D, să iau așa ca să fie ce. Nu, n-am cum să fie. Că trebuie, dacă aș fi dus distanța asta, da. Asta, da. Ar fi fost. Hai să ducem. Da, da, primul la punctul de sfârșit, și punctele U, O, N să fie coliniare. M, O și N să fie coliniare. Și nu prea sunt în condițiile astea. Mă întâlnit și pe autor, înseamnă. Da, sunt și greșit, dar acum încercăm să reparăm. Deci încercăm să reparăm, să vedem cum. Ai citit o dată problema. Acest e dezertul BD în punctul O. Așa cât acest fie pe primarul BD. Așa am dus-o. În punctul O. Iar o mijlocul la C. Din O se duce... Din O se coboară O, E, pe primarul pe BC. Din O, perpendiculară pe BC. Și o N perpendiculară pe A, D. Da. Și așa, N aparține de se arate că triunghiul Bacchus isoscel, am văzut-o, și distanța de la O la B, C, și pe egală cu distanța de la O, nu e adevărat asta. Nu e adevărat. Problemă și nici punctele sunt coliniare. Când ar fi fost oare așa? Deci dacă ar fi fost... Și B-O cu egal cu O-D. Deci dacă autorul ne dădea și B-O cât O-D, atunci se întâmpla chestia asta. Hai să mai adăugăm mai... Păi hai să demonstrăm. Nu, nu. Acum să demonstrăm, noi nu merge problema, că nu mai avem șansa să avem și B-O cât O-D. Eu nici n-am luat-o capul, ați văzut că am punctat la problemă, la început, că nu îmi oferă șansa să iau pe o pe toate, și de ce și evit chestia asta. Dar din momentul ăsta, când el cere mai târziu că U, O și N să fie coliniare, n-am altă soluție decât să mă gândesc că în ipoteză mai trebuie să adăugăm acum, așa fac eu, U, O, congruent cu O, D. Deci adăugăm și acesta la acest lucru. Cu O congruent cu O, D. Atunci modificăm un pic problema. Deci și desenul. Trebuie să iau cu O congruent cu O, D. Vezi? Adică cât de mare asta să fie și aici. Așa. Cu O, cu O, D. Și în momentul ăsta, când mă duc așa, apare un romb, sigur că da. O rombos simveți sau? O fim? Rombos simveți vreodată sau? Sigur că da. După asta, trec acum. Și acum, D este la punctul aici, și ăsta e punctul N. Și sunt și punctele coliniare. M, O și N sunt pe aceeași dreaptă. Deci e ușor de altă. Dar dacă nu am și asta în ipoteză, nu merge. Deci trebuie să vedem acum distanța de la O la M, distanța de egal cu distanța de la O la N. Adică așa cum aș zice că O, M, cu tot. Care trebuie? Care trebuie? N, O, D. Deci, N. Sau, nu, O, N, A. O, N, A. Cele două triunghiuri sunt triunghice. Au ăsta de 96, 90. Au N, O, A, da, și care alt triunghi? O, M, C. O, M, C. Despre cele două triunghiuri nu ai informații foarte importante. Dar putem spune noi că... Ce au cele două triunghiuri? A, A, O, cât O, C. A, A, C, latră comună. A, C? Unde vezi tot latră comună? A, C, e până, A, C, e ruptă până aici, pe unde era O, C. A, O și O, O, C. O, C. Cât? O. A. Nu pot să spun că au un punct comun. Nu există un caz care punctul O să fie comun. N-O-A. N-O-A. N-O-A.
C. Cu O. O M C. Cu O M. Nu. C. M O C. M O C. Nu știu că s-au pus la mâna aici. N-am niciun. I-am dus doar permisul, nu știu. N-am dus o singură dreapte. N-am niciun motiv. Nu sunt nici opuse, n-am argumente, că noi am, din nou am dus pe pelicoare, din asta am dus pe pelicoare. Dar putem oare să comparăm pe N-O-D cu B-O-M? N-O-D, triunghiul N-O-D cu? B-O-M. Cu B? Cu B-O-M. Ia lăsă dreptunghi ce? B-O este cât O-D ca la noi. Și atât. Nu mai nimic plus. Dacă am putea să zicem direct că... Dacă ne întoarcem la triunghiurile anterioare, A, O, N, și cum ați văzut voi, pe M, O, C, și le-am privit cu foarte multă atenție, cele două triunghiuri, dacă am mai avea noi un motiv să spunem că unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici, dacă am avea un motiv... Sunt opuse la lor. Păi cum să fie? Ăsta este aici și ăsta e partea cealaltă. Opuse la lor, așa trebuie să fie. Uite așa. Da. Da? Îi duc eu două drepte, la s-o tăiat, și atunci sunt opuse la lor. Dar ne-am arătat cu unghiul de aici și cât ăsta de aici. Da. Știi că ai zis fix aici, da? Da? Fiindcă triunghiul de sus a fost isos cel. Acum eu vreau să fie ăsta de aici cât ăsta. Ca și m-a spus că ăsta două să fie egale. Păi fie... Păi sus, dar fie... Unde îl văd pe unghiul ăsta? Ce triunghi? A, O, B. A, O, B. Iar pe celălalt de jos? Cu A... Nu. O, A, nu. A, de ce zici nu? De ce nu ai lăsat-o să vedeți ce vrea spune? A zis, pe ăsta de ce vede în A, O, B, și pe cealaltă îl vede în A, O, D, a zis ea. Da. Și triunghiul A, O, B și cu A, O, D, îi se pare ei că dacă le-am luat spre comparare, ei de s-ar putea să fie triunghiul bisemofon. Dacă le luăm spre comparare și dacă sunt congruente, atunci și unghiurile astea, unul dintre o calită într-un triunghi și cealaltă în cealaltă triunghi, și unghiurile astea sunt congruente. Și dacă sunt și ele congruente, atunci mie îmi trebuie foarte tare când mă voi întoarce în triunghiul O, A, N și O, M, C, mă voi întoarce, cele două triunghiuri vor avea pe A, O comună, au și unghiul ăsta de aici congruent cu celălalt de aici, ăsta de 90-90 sunt în ipotenuză unghi, da. În cazul de congruență, și atunci triunghiurile sunt congruente și sunt foarte fericit. Dar mie îmi trebuie mai întâi să arăt că unghiul ăsta e cât ăsta. E, ca să arăt unghiul de aici cât ăsta de aici, o să mă duc în triunghiul A, B, O și A, O, D. Da? A, B, O și A, O, D. Să le luăm înspre comparare. Deci fie triunghiurile, fie triunghiul A, O, vorbește de Ștefania, A, O, B, și triunghiul A, O, D. A, O, D. E ca A, acolo. Ce A? B, O, congruent cu O, D. Așa, am adăugat, păi da, B, O, congruent cu O, D. Pentru că spuneam, nu merge la fel problema. Asta din B, O, O, D, din ipoteză. Da. Da. Apoi. A, O, latură comună. A, O. A, nu, da, 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 e bine. A, O e comună, că este și întrebi deasupra, și întrebi de sub. Deci, A, O, latură comună. A, O, să-i mai întrebi latură comună. Așa. Și ce mai au cele două triunghiuri? Cum a fost B, D, P, A, C?
BD pe AC. Perpendicular. BD perpendicular pe AC. Da. Da? Deci BD, dacă e perpendicular pe AC, înseamnă că unghiul ăsta de 90 de grade și ăsta de desubt. Deci BOA este cât AOD. Deci B, ai citește o dată, BOA, congruent cu AOD și în paralel spre 90 de grade, da? BOA, BOA și cu AOD din 90 de grade. Și conform cadrului de congruență, nu? Care ar veni? Care ipotenuza asta este așa. Catete, catete. Da. Conform catetul de congruență CC, triunghiul pe roate în discuție spre analiza acum despre ele putem concluziona că triunghiul deci A, O, B este sigur congruent cu triunghiul A, O, D. Și triunghiul fiind congruent, deci și celelalte elemente sunt congruente două câte două, adică ce elemente? Are celor două triunghiuri. B, A cu A, D. B, A cu A, D. Sigur că da. B, A congruent. Deci B, A congruent cu A, D. Din motive. Adică din cea de-a treilea latură. Apoi, ce unghi cu care unghi? Unghiul D, O, B. D, O, D-A-O. D-A-O, adică asta de aici. Unghiul D-A-O. Unghiul D-A-O. Oi, congruent cu care unghi? Cu unghiul O-A-D. O-A-D. O-A-B. O-A-B. Da? O-A-B. Și, de asemenea, aș mai spune că încă... A-B-O cu A-D. A, B, O, sigur că da, celălalt care am unghi, A, B, O, congruent cu unghiul A, A, D, O. Dar nu ne trebuia A, nu ne trebuia D, A, O, unghiul de aici, cu ăsta de aici. Subliniem. Așa asta era problema asta. Da? Aceste două unghiuri de congruent. Și acum am văzut pe comparare care e triunghiul. Triunghiul ANO și OM. ANO și OMC. Că acum avem elementul ăsta, surpriză, unghiul de aici, e cât ăsta, e cât ăsta, e cât ăsta de aici. Deci cele două triunghiuri au unghiul ăsta. Deci fie triunghiurile, fie triunghiurile ANO, ANO și triunghiul A, M, O și O, M, C. Și triunghiul O, M, C. Despre cele două triunghiuri putem să spunem ca unghiul N, O, A și O, C, M sunt congruente. O, E, A. Adică asta, da? Da. O, E, A și? O, C, M. O? C, M. Păi zic O, E, A. Poate eu spui O, A, N. Nu, mai asta gândesc. O, A, N? Da. O... Ai zis O, E, N, C. O, E, N, A. O, A, N. Dacă era O, N, A, era O, N, C. Așa, așa. Deci, O, A, N, să punctăm pe ăsta, da? O, A, N. O, A, N. Congruent cu unghiul care? O, A, N. O, A, N. O, C, M. O, C, M. O, C, M. E. Demonstrați. Demonstrați. Adică am demonstrat mai sus. Ce mai are cele două triunghiuri? O, N, A cu O, N, C. Da. O, N, A. Congruent cu O. M. M, C. De unde sunt astea? Din ipoteze, că am zis pe pelicula, da? Din ipoteze. 90 de grade, da? Spune. Sau 90 de grade, da? Și
Și ne mă, ne mă, nu-i bine, nu știu să am patru probleme. Ce mai au ele? Latra... Așa, care e latura? A-o-ce. Este ipoteză, ia căutați-o. A-o congruent. Deci A-o congruent cu O-ce din ipoteză. Și acum, conform cazului de congruență, ce caz de congruență? Latră. Păi nu latră. A, da. Păi nu latră. Latră, nu-i latră. Lă. Adică ipotenuză unghi. Asta se cheamă, că e, ca să o pun unghi în 90 grade, se cheamă ipotenuză, da? Da. Și cu asta tot ipoteză. Deci, conform cazul de congruență, ipotenuză unghi, IU, triunghiul luat de discuții mai devreme, ANO, triunghiul ANO, este acum congruent cu triunghiul O, M, C, și fiind congruente, toate elementele sunt congruente două câte două, adică... A, N, cu M, C, sigur că da. A, N, congruent cu M, C, și încă A, N, cu M, C. Congruent cu cine? Cu o mână. Și încă? Și unghiul o, nu. A, o, n. A, o, n. Băgăm literariul, da? Unghiul a, o, n. A, o, n. Congruent cu unghiul care? M, O, C. E bine? Da. A, O, N, A, O, N, cu M, O, C sunt congruente. Eu o să sublinez pe asta. M, O, congruent cu O, M. Ce reprezintă M, O, N, O și O, M, dacă am văzut perpendiculare? Că nu are. Înseamnă? Nu. Înseamnă distanța de la O la dreapta la D. Că prin perpendicular se măsoară. Deci când noi avem când nu o e cât o mă, să scrie sus, deci cum avem când nu o congruent cu nu o înseamnă distanța de la O la A, D. De la O la A, de la O, I, de la O la A, D. Iar o mă, egal distanța de la... Egal distanța de la O la... Bâncă. Da. Da? De la O la bâncă. Și de la O la bâncă. Și cum se întâmplă că avem o mă cât o nă, cum o mă egală cu o nă, de fapt îmi permis să spun de aici, că distanța de la O la A de egal cu distanța de la O la B, C. Și iată că am rezolvat problema. Distanța de la O la D egal cu distanța de la O la B, C. Am punctat și acest lucru. Aveam la punctul B de arătat, așa ceva, da? Ei, mai mi se cere problemă să arătăm că punctele O, M și M sunt polimiare. Punctul C. Deci, mergem și vedem la punctul C. Cât e ceasul mie, la? Mai 7 minute mai sunt. Ah, mai era. Da, da. Mai bine. Da. Deci, punctele, trebuie să dovedim că punctele care O, M, punctul C, așa spune o probleme, O, M și N, polimiare. Deci, O, punctul C, O, M, și N,
Ei, ce părere aveți voi? Dacă aveți vreo idee pentru a arăta că sunt părmiare. Și e preunghiile? Ar trebui să țineți cont de un lucru. Că unghiurile opuse la vârf sunt coliniare. Păi sunt opuse la vârf. Dar noi nu avem că sunt opuse la vârf. Asta n-am spus, doar am dus din nou perpendiculare și perpendiculare. Ne-am dus perpendiculare, dar n-am dus o singură dreaptă așa. Da? Prin nou. Cum am dus-o pe A, C și am fixat punctul 8 pe mijloc. Deci ideea este acum asta. Cum arătăm că râul și mâna sunt coliniare? Asta e toată povestea noastră. Noi știm că unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Deci unghiul ăsta, dacă e sigur congruent cu ăsta și ăsta la alt, cât ăsta la alt, da? Două, de două unghiurile opuse la vârf, când duci drepte. Acum apare reciprocă. Dacă tu ai dus-o dreaptă și ai un punctul ăla, și de o parte și de alta, punctul la noi. Și aici avem pe mână. Iar aici avem pe mână. Și tu știi că sunt congruente unghiurile astea din alt motiv. Atunci te obligă pe astea să fie opuse la vârf. Deci, atenție, dacă am dus-o dreaptă și un punct-o pe aceasta, va veni acea dusă de noi și un punct-o. Și știi tu din alte surse, ai alte motive, să spui că unghiul M-O-C ăsta e cât ăsta. Oare am spus noi undeva că este două unghiuri sunt concrete? Oare am spus noi undeva? A, ori N. A, ori N. Uitați, aici am spus. A, ori N. Adică unghiul ăsta. E concret cu ăsta. Cu M-O-C. Demonstrat, muncit de noi. Deci, atunci, dacă unghiul ăsta e cât ăsta, din alte motive, din alte surse, ca urmare a demonstrației, ca urmare a faptului că am găsit noi două, trei unghiuri și am muncit nu știu ce. Și am arătat că atunci, punctele mele și ori și mă sunt coloniale. În reciproca teoreme, unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Deci, notați-vă. Teorema, nu? Care o știți deja. Unghiurile opuse la vârf, unghiurile opuse la vârf, sunt congruente. Două câte două. Unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Două câte două. Reciproc. Cum reciproc? Invers. Dacă două perechi de unghiuri care au un punct comun sunt congruente, zice reciproc. Dacă două unghiuri ce au același vârf, O, dacă două unghiuri ce au același vârf, iar una din laturile acestora este o dreaptă, iar una din laturi este o dreaptă, una, iar două din laturi ar fi, da? Sunt coliniare acestea, deci știu că, hai să zicem așa, S, O, T. Deci dacă știm că S, O, T coliniare, așa pe zice păcat, S, O, T. Uitați cum spun asta, ce mai bine, S, minuță, O, S, minuță, T. Așa înseamnă că sunt coliniare. Coliniare. Și mai adaug de desubt că unghiul S, O, N, S, O, N, S, O, N, congruent cu unghiul T, O, M, cu T, O, M, deci S, O, N, cu T, O, M, în condițiile astea, rezultă că și N, O, M, coliniare. N, minuță, O, minuță, M. Oare noi, pe tu, O și M, și N, nu am avem aceeași situație?
Deci, știm, știm că A, livrâță O, livrâță C. Știm asta. A, O, C. Știm că am demonstrat că A, O, unghiul A de sus, A, O, A, O, congruent cu unghiul A, O, cu M, O, C. Cu M, O, C. Da? A, O, cu M, O, C. Reiese de aici că sigur, conform teoremei reciproce, cu unghiul opus la vârf, unghiul opus la vârf, rezultă deci, conform aceste reciproce, că și ne minuță o, și gata, problemă, punctul ce a fost rezolvat. Așadar, am făcut aceste probleme, destul interesante lucruri, am vorbit, deci, ce am, de ce am existat mai foarte multe concurențe, a două triunghiuri, nu? Pe teorema reciproca a unghiurilor opuse la vârf, lucruri destul de interesante. Ne oprim aici. La revedere! Pe curând, să dăm like și share, să se facă alții. Zi, bă, nu zici nimic. Nu uitați să like, share și subscribe. Așa.